Priviți, vă rog, și dați-mi o vioară. N-ați mai văzut un arlechin cântând. Spectacolul prea ieftin până seară. E scump acum, plătiți și stați la rând. Spectacolul prea ieftin până seară. E scump acum, plătiți și stați la rând. Strigați, vă rog, sau râdeți pe înfundate. De ce am făcut, de ce nu pot să fac? Vioara-i spartă, corzile tăiate. Strigați să cânt, căci veți striga să tac. Vioara-i spartă, corzile tăiate. Strigați să cânt, căci veți striga să tac. Urlați, vă rog, mi-ați dăruit o bardă. Refrenul ei cu sila-l învățați. Lumina în voi a început să ardă. Aplaudați, vă rog, aplaudați. Lumina în voi a început să ardă. Aplaudați, vă rog, aplaudați. Bravo, acum bești dacă... Deci, cheia Karma, da? Cheia de la librărie, stai că vreau să... Eu nu te-am văzut doar pe loc. Păi da, și eu am văzut doar pe loc. Ia, filmează. Ridică. Deci nu trebuie așa. Trage spre el, trebuie să tragă spre el. Și uite cu două. Ia-o. Artiștii lumii încearcă să înnoate, iar sub asfalt când sunt respingi sau triști. Am făcut în compania asta, dar vă asigur că aveți de ce, pentru că profitând de tabăra folk, îi mulțumim lui Dan Varner 21, s-a făcut anul ăsta, de când ne bucură cu invitațiile și noi profităm din plin. Deci, cum vă spuneam, profităm de ocazie și îl avem astăzi avea pe Walter Nicolescu pentru a treia oară la Calanțar, când mai de două luni. El este de acum prietenul nostru. Teodor Morat. Cunoaște, este poet, are... A fost poet. Este în continuare un poet. Ne bucurăm de prietenia lui și iată ne-a făcut surpriza să vină. Ne-a ținut pe fost toată dimineața și nu a dat niciun semn. Era clar ca bine. Dar avem astă seară printre noi o doamnă specială. Clara Mărginanu este poet și jurnalist, un om foarte apreciat și ne bucurăm și spunem bun venit la Calafat și la Karma. Și acum vă las să vă desfășurați, pentru că n-am vrut decât să vă salut și să vă spun că sunteți în familia Karma, noi așa spunem despre cei care ne calcă pragul. Îi salutăm pe toți cei care ne-au venit la librărie și nu pot fi astăzi aici și vă dorim o seară foarte, foarte frumoasă și prelungită pentru că mergem la tabără de aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor! Da, am să... Da, trebuie să fie.
Am să vă cânt o piesă care nu ține de albumul ăla de la Păunescu, dar care se cere de fiecare dată cântată, pentru că de fiecare dată există măcar o femeie în sală căreia nu i-am cântat. Iar această piesă, despre asta vorbește, majoritatea pieselor pe care voi cânta, cel puțin compozițiile mele, le puteți găsi pe albumele care sunt expuse acolo undeva. Asta acesta era momentul publicitar. Și acum piesa Păcat. Lacrimile mele reci mai simt furia versului nervos și cadențat. Chinul meu e o mare, mult prea lină, iar păcatul meu e un munte sfânt. Te iubesc, femeie necântată, și începând de astăzi am să-ți cânt. Mai trăiește undeva femeia ce-a iubit poetul blestemat. Versul meu a spart acum tăcerea pentru care atunci nu a cântat. Știu că mai trăiește undeva femeia pentru care eu nu am cântat. Lacrimile mele reci mai simt furia versului nervos și cadențat. Așa și pe dincolo. Erai ca toate femeile. Uite, vezi, în sfârșit ți-am reținut chipul. Eu m-am emoționat și ți-am spus ceva cu mâna la piept. Dar tu n-ai auzit. Pentru că între noi treceau într-una mașini și ape. Și mai ales munți. Și tot globul. M-ai privit în ochi, dar ce să vezi? În emisfera mea tocmai se făcuse noapte. Ai întins o mână, ai dat de un nor.
Eu am cuprins de umeră frunză. Știu că mai trăiește undeva femeia pentru care eu nu am cântat. Au fost, în ordinea numerelor de pe tricou, Eduard Zale, autorul poeziei, Marin Sorescu, autorul poeziei pe care am recitat-o, Marin Sorescu fiind poetul meu preferat, alături de Adrian Păunescu, și acum facem trecerea, într-adevăr, către scopul întâlnirii noastre, către Adela Păunescu, și am să o invit pe Clara Mărgineanu, așa cum a fost prezentă la toate lansările oficiale, București, Constanța, Călăraș, am să o invit să... Să ne vorbească un pic. Dacă mă aud și fără, da, o să încerc cumva să amplific. Încep prin a sublinia și eu forța puterii gândului, pentru că, grație rețelelor de socializare, aveam cunoștință despre acest spațiu și, fiind o veche prietenă a Calafatului și a Taberei Folk, implicit a muzicii, poeziei și prieteniei, m-am bucurat foarte mult că există și mi-am dorit, fără să exprim nicicum, să pot ajunge aici. Dar i-am spus lui Walter că dacă ne vedem în tabără, așa cum urma să se întâmple, îl rog frumos să mă aducă și pe mine până la librărie, să o văd, să o respir, să mă încarc de acest spațiu spiritual. Și pentru că sunt prima dată aici, nu pot să nu le felicit pe cele două anfitrioane pentru plusul de valoare pe care îl aduc muzicii, poeziei și implicit prieteniei într-o lume scoasă din minți, în care parcă oamenii nu mai știu ce să facă, să nu se întâlnească, și războaiele parcă ne bat, tot felul de războaie ne bat la ușă. Prin urmare, recent am aflat că, iată, Walter aduce în fața dumneavoastră acest disc splendid și, ca de întotdeauna când s-a putut, i-am fost alături, pentru că noi avem aceeași vârstă și suntem și aceeași zodie, rac. Poate că este unul dintre motivele înlănțuirii, înșurubării noastre spirituale într-o muzică și poezie, pentru că îi mulțumesc acum public pentru faptul că, deși cântă pe foarte, foarte mari poeți, reprezentativi pentru literatura română, făcând astfel un soi de selecție subiectivă, desigur, a marii poeziei românești, a ales să cânte și pe versurile mele, care sunt o poetă contemporană și de la marii clasici ai literaturii, Sorescu, Păunescu, Radu Gir, Blaga, s-a oprit și la poezia mea. Consider că este și un gest de generozitate, dar au și ieșit cel puțin două piese foarte frumoase. Prin urmare, albumul Adela Păunescu, pe care am și scris atunci câteva cuvinte, este desigur un omagiu splendid pe care acest mare artist, care este Walter Ghicolescu, îl aduce unui foarte mare poet. Sigur că probabil gândim și gândiți că domnul Adrian Păunescu, fiind atât de cunoscut, și pe versurile domniei sale cântând majoritatea marilor folchiști ai acestei țări încă din anii 70, poezia cumva cheamă cântecul și că este foarte la îndemâna unui om care lucrează cu poezia să se oprească la versul cantabil, de altfel, al lui Adrian Păunescu. Evident că se întâmplă și o nedreptate postumă pentru poeți, aceea în care piesa este atribuită interpretului și foarte puțini sunt cei care își mai amintesc numele poetului. Chiar aseară, pentru că sunt convinsă că mulți dintre dumneavoastră ați fost la spectacolul din fața Casei de Cultură din Tabăra Folk, când acel domn cu voce splendidă de tenor a cântat din repertoriul domnului Aurelian Andreescu, cineva de lângă mine a spus: iată ce cântec mare al lui Aurelian Andreescu. Spre rușinea mea, nici eu nu știu cine a scris versurile piesei Copacul. Îmi cer scuze pentru o paranteză, Walter. Dar în orice caz, te rog să-mi spui. Ovidiu a scris. Care Ovidiu? De la divertisment.
Ovidiu Dumitru. Mulțumesc frumos colegului meu Traian Popescu de la Televiziunea Română, el fiind mai vechi în Televiziunea Română, iată că știe. Deci Ovidiu Dumitru, n-am știut, spre rușinea mea. Cum spuneam, se suprapune interpretului și poezia. Însă, să ne aducem aminte cronologic, și aceasta este, dacă vreți, particularitatea omagiului absolut cinstit pe care Walter îl face poeziei domnului Adrian Păunescu, să ne aducem aminte, pentru că vorbim despre o istorie recentă, că domnul Adrian Păunescu a avut o forță de tunet până în 85 sau 84, Walter, când a... 85. Mulțumesc frumos, eu aveam vreo 12 ani pe atunci și... Și eu. După Revoluție, desigur, încercările sale cenăcliere nu au mai avut anvergura pe care au avut-o în anii 70-80. Adică folcul nu s-a mai cântat pe stadioane. Dar vocea de tunet și răsunet și carisma personală a domnului Păunescu, desigur că au făcut ca după 90 să vorbească de la tribunele Parlamentului. Ei bine, când Walter a hotărât să facă acest album, domnul Păunescu nu mai vorbea de la nicio tribună, nici de la microfonul cenacului Flacăra, unde desigur a lansat toate numele mari care există astăzi în arealul folk românesc. Deci nu-i mai putea face un serviciu de imagine sau de notorietate pe scenă artistului Walter Diculescu, pe care îl debutase, pot să spun debutase, chiar acela consideră a fi fost debutul, debutul tău muzical în Cenaclu, dar când a apărut acest album, domnul Păunescu nu mai vorbea de la nicio tribună. Prin urmare, acest gest postum închide în el o foarte mare generozitate și un omagiu sincer și cinstit. Pentru că n-a făcut decât să caute și poeme care nu au făcut toții din diverse generații, să aducă alte poeme într-o altă manieră decât a marilor corifei, cum sunt numiți astfel, și mai mult decât atât, să aibă pe album și câte o poezie a copiilor domnului Adrian Păunescu, respectiv Ana Maria și Andrei Păunescu. Prin urmare, deconspiră acel A de la Păunescu, care este atât Adrian cât și Ana Maria și Andrei. Ori, cred că sunt gesturi de foarte rară noblețe. Walter nu și-a ascuns niciodată respectul, prețuirea, recunoștința și, în fine, cum s-a considerat el așa un fel de fiu spiritual al poetului Adrian Păunescu, dar a și înfăptuit-o. Nu a rămas la nivel declarativ, la nivel de poveste. Nu știu dacă acum o mai face la fel de des Walter, pentru că nu sunt alături de el în toate spectacolele pe care, slavă cerului, multe pe care le are în țară, dar cu ani în urmă obișnuia să povestească momentul descinderii sale în cenaclul Flacăra. Zâmbiți, domnule? Uite, domnul știe povestea din moment ce zâmbește. Mica întâmplare cu strofa, cu confuzia și așa mai departe, în urma căreia a ieșit un cântec memorabil, cum bine știm cu toții, Telefon peste moarte. Așa că, ce să spun, nu mai amintesc exact ce am scris atunci când am scris pe coperta albumului, dar sunt convinsă că atunci când Walter a compus, interpretat și înregistrat acest album, domnul Păunescu era undeva, asculta și zâmbea și se bucura. Pentru că, așa cum bine știm, a fost și contestat ca orice mare valoare autentică a istoriei. A fost adulat și contestat în egală măsură. Și pentru că în ultimii ani dispăruse oarecum din vizorul public, iată că s-a întâmplat acest gest, spun recuperator, care l-a adus în prim planul atenției publice, dar și în repertoriul unui interpret din altă generație decât cea a domnilor Alifantis Vintilă, Șeicaru Berții. Un interpret dintr-o altă generație, sigur că sunt subiectivă, dar vorbesc despre judecata mea de gust, de aceea îmi permit. Walter Diculescu este unul dintre cei mai buni interpreți ai generației sale. Așa este?
are o voce de o rară profunzime și eu îi ascult destul de des albumele și mă emoționează când îl aud live. Este unul dintre puținii cantautori care atunci când cântă live, îi știu cântecele desigur, mă emoționează. Îmi transmite acea vibrație și acel fior care ne face pe toți să fim mai buni, mai puternici sau mai vulnerabili în egală măsură, dar care scoate la iveală ce este mai bun în noi. Emoția și poezia. Se bucură de un timbru vocal înnăscut, dar cu siguranță și lucrat, memorabil și rar întâlnit și, nu în ultimul rând, pentru că tot ne aflăm într-un spațiu cultural, într-o librărie, este un om cultivat. Un profesor de matematică foarte citit. Mine nu-i perfect, facem și greșeli. Constant domnului Păunescu, în acest context domnului Walter Ghicolescu, pentru cum își cheltuiește din ființa sa prin țară, prin orașe, pe scene, în cluburi, în festivaluri, ca să facă lumea puțin mai frumoasă și mai bună. Și îl asigur de toată prietenia și prețuirea mea, iar pe dumneavoastră, fiecare în parte, vă felicit că aveți puterea, frumusețea spirituală, noblețea și acest dar uriaș de a prețui cultura, de a vă prețui artiștii, de a veni duminică după amiază spre seară într-o librărie și de a trăi frumos. Doamne ajută! Așa că am trebuit să fie vorba. Ei, dacă mâine ar începe lumea, una dintre piesele de pe albumul al de la Păunescu. Dacă mâine ar începe lumea, ce-aș păstra din tot ce am acum? Și în calendare ar fi lunea, lunea începutului de drum. După foc și viazărea și fum, n-aș păstra nimic, nimic din toate, nici certificatul de botez, nici o carte de identitate, nici n-aș vrea să mă regenerez, nici măcar o lid în faliez. N-aș păstra nimic, nimic din bunul, nici o cărămidă n-aș păstra, n-aș păstra nici tancuri și nici tunuri, n-aș păstra biblioteca mea, nici o pernă, nici o canapea. Ce-aș avea de făcut de la început? Ce-aș avea de făcut de la început? Începutul unui nou pământ, aș păstra pe tot un rând de aer, ca să văd eu însumi că mai sunt. Că în mine de aștii nu m-am frânt. Dacă mâine nu are care Nero, ne-ar preface brusc în stea de foc, și ar fi să înceapă de la zero, viață și noroc și nenoroc. Sacerdoți și cântăreți de rog, fumul, și-ar fi iar pământ în univers, aș păstra pe totdeauna drumul, drumul lumii întregi pe care am mers, doar că în sens invers. Ce-aș avea de făcut de la început? Ce-aș avea de făcut de la început? Ce-aș avea de făcut de la început? Ce-aș avea de făcut de la început?
despre mâine nu cred că mai are vreun rol. E absurd, e nedrept, e ciudat, e urât. Marea bate în țări, cerul bate în ochi. Parcă suntem cuprinși de un fel de deop. Nu pot face un pas, te iubesc și atât. Parcă sunt blestemat, parcă nu am puteri. Consternat retrăiesc tot ce e și ce-a fost. Nu mai știu dacă vrei să și fac tot ce-mi cer. Că te las să te pierzi într-un trist adăpost. Nu mai știu ce e azi, nu mai știu ce-a fost ieri. Despre mâine nu cred că mai are vreun într-un timp și într-un loc, unde știu că poți fi și că suferi cumplit. Aș putea testament sau scrisori să-ți trimit, sau să vin să vă pun plin de dragoste foc. Parcă sunt blestemat, parcă nu am puteri. Consternat retrăiesc tot ce e și ce-a fost. Nu mai știu dacă vrei să și fac tot ce încerc. Să te las să te pierzi într-un trist adăpost. Nu mai știu ce e azi, nu mai știu ce-a fost ieri. Despre mâine nu cred că mai are vreun rol. Parcă sunt blestemat, parcă nu am puteri. Consternat retrăiesc tot ce e și ce-a fost. Nu mai știu dacă vrei să și fac tot ce încerc. Că te las să te pierzi într-un trist adăpost. Nu mai știu ce e azi, nu mai știu ce-a fost ieri. Despre mâine nu cred că mai are vreun rost. 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 Te o salut pe Clara, care este o, nu știu, poeții au ceva, indienii îi apropie de sfinți, probabil e un adevăr. Să vă citesc din ultimul Cocor, în care este, cred că e unica carte din lume, în care autorul nu a participat, doar el a scris. Cineva a cules și a cules bine. E și o greșeală, cum eu zic, perfecțiunea nu există, asta m-a făcut întotdeauna să zâmbesc și să rămân copil. La pagina 12 este o poezie dorință care se repetă și la 13 și la 52. Deci nimic nu e perfect, iar dorința, una nu e de ajuns probabil, că să avem mai multe dorințe. Lacrima, pentru tine, Andu, scuze. Se găsim și mi-aduce aminte de Adrian. Nu, de aceea, e cu dorința și nu-mi permit. Lasă-mă să plâng pe sân lacrimă ce te dorește, ca prin tine să rămân un nebun ce te iubește. Dacă tu n-ai exista într-o oară care se are din fiori te-aș întrupa și din cântări de vioară. Aș pleca nebun prin lume, să te cânt din amintire, să-ți reclădesc o culme și un munte de iubire. Din distanțe amestecate și din clipe rătăcite, te-aș închide într-o carte, te-aș zidi printre cuvinte. Dacă tu n-ai exista, câte doruri în tăcere, te-ar visa iubita mea, răvășită de plăcere. Dacă tu nu te-ai născut, timpul tot îl strâng în ceas, să te aștept de la început, să te reclădesc din glas. Eu pe drumul infundate, rătăcivul pe vecie, să te stric printre amante, vino iar prin poezie. Vă mulțumesc! Valte, dincolo de cantautorul, de artistul,
este un om cu o dinamică uriașă, muncește atât de mult încât te copleșești. Nu să nu înțeleg, eu nu muncesc, eu doar cânt acasă, deci chiar nu muncesc. Am ieșit din sistem. Munca este o conștientă specific uman și atunci... Da, deci muncește atât de mult, nu știu de una atâta putere și... Îi mulțumesc și sunt lângă el de pe sigur. Să știți că nu le-am dat nimic să mă laud, nu le-am dat nimic. Hai, ne dai lucrat. Inițial când am deschis, am crezut că e un breloc. Este un breloc, dar am primit și o cheie. Ceva se întâmplă. De la cheie. De la cheie. Poate de la efect. Este cheia de acasă. Adică este cheia de la librărie. Da. Simbolic. Acum vreau să am martori mulți, pentru că dacă se întâmplă vreodată să vină cineva să fure cărți, Doamne ajută să ajungem în România să se fură cărțile, așa? Să nu credeți că eu am spart, că eu sunt departe, cum voi veni acasă vă anunț. Oricum, bine ați venit la noi acasă, acum pot spune și eu, și pentru că ai intrat cu bucurie și un ochi râde, unul plânge, pentru că a intrat singurul coleg folchist din tabăra de la Calafat aici, Emeric Imre, să salutăm! Iar dacă... Am zis dacă și eu știa ce vreau să spun, nu? Dacă vrea să, la un moment dat, să ne cânte ceva, mai ales că ne leagă... În momentul în care eu am intrat în cenaclu, eram mânzu și ei erau cei mai mari de la care învățam. Am învățat și prostii de la câțiva colegi, dar prostii frumoase, că trebuie să înveți de toate. Bun. Mergem mai departe. Deci, Walter, ce să vedeți? Ne-a donat linia de sunet. Ceea ce vedeți aici este donația lui, ceea ce ne bucură. Mai fac și greșele, am spus, omul, mai facem greșele. Da, este un cadou pentru noi toți, fiindcă altfel cum ar fi, nu? Haideți să vă spun de ce am făcut asta. Data trecută, la prima mea descărecare aici, mi-au spus că n-au stație. Și am venit de la Constanța cu dita mai stația și tot ce înseamnă stație, puse pe un troller. Am tras de ea în tren, am zis, a doua oară nu mai fac greșeala asta, mai bine fac un donat. Am scris undeva, să mai spun încă o dată, că ai făcut de fapt o linie de suflet și noi ne bucurăm foarte. Mulțumesc!
te acuze de stratageme și de măști. Cum au putut aceste buze să ascundă faptul că urăști? Un clopot bate într-un munte cu neînțelesul lui Bing Bang. Minunea dragostei înfrânte și a suferinței după rang. Minunea dragostei înfrânte și a suferinței după rang. Mai înțelept ca totdeauna și tot atât de idiot. Acum pricep că e tot una să n-ai nimic sau să ai tot. Mai înțelept ca totdeauna și tot atât de idiot. Acum pricep că e tot una să n-ai nimic sau să ai tot. Să n-ai nimic sau să ai tot. Sentința ta. Și acum când nicio veste nu mai vine, mă tem de tot ce s-ar putea întâmpla. Mă tem de ape care iau cabane și de pierduții călători prin munți. Mă tem de lăcrimarea din icoane și de secrete pregătiri de nunți. E inutil să-ți mai aduc elogii când tu ai hotărât că nu mai ești. Dar eu conspir cu meteorologii și cu desenul zațului din cești. Ți-am vegheat și zi și noapte întregul mers discret prin univers. Cum mi-aș putea permite inimii să rabde acest umil accident pervers? Aștept să treacă tragica veție și tu să te întorci dintre străini. În genunchiat
și eu muri. M-ai condamnat să nu mai știu de tine. Muzicuța n-am ținut-o de gât doar să fie partener de scenă, am luat-o de gât și mi-am adus aminte că nu este cea din Do. A rămas de la Dacă mâine începe lumea în altă gamă și dacă aș fi cântat în ea, era din cu totul altă poveste. Și dar era târziu să mai schimb. Și am realizat că nu e ok. Niciun cântec nu-i de ajuns pentru tine, draga mea. De-aș putea, ți-l-aș cânta dimineața și n-apus. Niciun cântec nu-i frumos pentru tine, asta știu. Cântec nou și cântec viu eu ți-l-aș cânta duios. Niciun cântec nu-i sublim cum eu mi l-aș fi dorit să-ți cânt cum ne-am iubit și cum încă ne iubim. Niciun cântec nu-i de ajuns pentru tine, draga mea. Nici nu cred că s-ar putea. Iată, soarele a apus. Niciun cântec nu îl vreau și-ți voi scrie eu de-ndată altul care te îmbată ca și vodka ce o beau. Niciun cântec nu-i ca tine, nici nu cred că s-ar putea. Însă eu ți-l-aș cânta pe cel scris acum de mine. Niciun cântec nu-i sublim cum eu mi l-aș fi dorit să-ți cânt cum ne-am iubit și cum încă ne iubim. Niciun cântec nu-i de ajuns pentru tine, draga mea. Nici nu cred că s-ar putea. Iată, soarele a apus. Nici nu cred că s-ar putea. Iată, soarele a apus. Unde este ultimul cocor? A zburat. Am fost de toate și nimic. Am fost din totul doar un pic. Am fost și aspru, dar și drept. Am fost prezent, am fost absent. Am fost. Am mai făcut câte o beție. Am mai pictat o fantezie, da, da, da. Pe la femeie am mai umblat, așa e textul. Am fost și sfânt, am fost păcat în viața mea. Am fost o emotivă notă, am fost și pace și revoltă. Am și greșit adeseori. Am și murit de mii de ori. Am fost și cântec și delir. Am fost un zbor cu iz de mir. Am fost delic, am fost și mur. Am fost o
uite încă sunt aceeași mână de pământ, același sentiment din lut, plutind pe jos spre absolut. Am și uitat, am și iertat, am fost de soare sărutat, am fost... Am fost și noapte fără lună, am mai iubit câte o nebună, fără rost. Am fost o emotivă notă, am fost și pace și revoltă, am și greșit adeseori, am și murit de mii de ori. Am fost și cântec și delir, am fost un zbor cu iz de mir, am fost delir, am fost și mur, am fost un suflet trubadur, am fost și uite încă sunt aceeași mână de pământ, același sentiment din lut, plutind pe jos spre absolut. Se aude și asta. Ia, hai. Ia, da, așa. Se aude. Să-l salut pe domnul Imre. Se aude. Am glasul mai... Țin minte, vorbeam cu cineva, îmi sunasem iubita la București și repara un telefon. Și mi-l dă pe ăla de acolo, știi? Și îi zic, care-i problema? Și ăla, să rămână doamna. Băi, sunt domn. Să rămână doamna, ce mai vreți? Da, vă rezolv. Să vă dedic o poezie și lui Imre, de binvenit. Mai țin minte. Acoperă-mă cu tine, cu brațele tale moi, cu zâmbetul tău cald, cu aroma ta de tei. Mai țin minte? Aleea cu tei grei de timp, de sânii tăi frageți, de palmele noastre strânse în sărut, de tăcerea vișinilor. Eu îți căutam privirea plină de soare, de viață, de suflet. Mai ții minte prima întâlnire? Aveam atâtea emoții că prin noi caisele se dezgurzeau de sânguri. Acoperă-mă cu tine și lasă-mi afară doar sufletul, să sărute pomii. Mai ții minte, îți spuneam, iubito, foșnetul frunzelor este zâmbetul vântului. Încearcă să înnoate chiar sub asfalt când sunt respingi sau triști. Pot fi bolnavi, ciudați, dar peste toate iubiți divinitatea din artiști. Agonizează Smirna în lavandă, le-n miresmează clipa Duhul Sfânt. Dăruiesc o altfel de ofrandă, în pâinea rumenită, în cuvânt. Artiștii lumii, trăiesc din vise și respirător. Artiștii lumii, ei plâng durerea tuturor. Artiștii lumii merg pe Titanii, durerea lumii o simt organii, doar ei rezistă și prin minune din naufragiu refac o lume. Clara Marginalul versului.
pleacă rătăciți, luciți în singura sau fanteziști. Să îi iertați și apoi să-i ocrotiți, că-și poate nici n-au vrut să fie artiști. Artiștii lumii, artiștii lumii, descântă în lacrimi tot ce trist trăiesc. Artiștii lumii, artiștii lumii, robiți luminii vă iubesc. Artiștii lumii merg pe Titanii, durerea lumii o simt organii. Doar ei rezistă și prin minune, din naufragiu refac o lume. Artiștii lumii încearcă să înnoate, chiar sub asfalt când sunt respingi sau triști. Pot fi bolnavi, ciudați, dar peste toate iubiți divinitatea din artiști. Iubiți divinitatea din artiști. Iubiți divinitatea din artiști. Mulțumesc, Clara! Am promis că la o oră facem pauză. Așa că înainte de pauză, chiar vreau să-l rog pe prietenul Emery Kimre, Imi, să ne cânte ceva. Ce vrea el? Și totodată și disciplinat, ca să nu spun gamenii din prietenie pentru Walter. Am să încerc să vă gând ceva din versurile mele. Este exact albumul meu pe care îl voi lansa acasă la Cluj în toamnă. Se cheamă Jocul Vieții. Și te așteptăm și la noi acasă, la Karma. Cu drag. Dar ceva se întâmplă în creierul meu, pentru că versurile mele nu prea le pot învăța. Nu știu de ce. O să încerc să vă cânt măcar o strofă sau două din o piesă de pe album și poate mai cânt o piesă mai veche. Dacă se vede pană, este o pană și acolo. Lumea cum povești și tot mai dragă-mi ești. Când visurile cad în focul mar de iad, în primăveri gândesc speranță să găsesc. Pe toate câte au fost, pe toate câte or fi, le încarc pe jocul vieții în mii și mii și mii. Pe toate câte au fost, pe toate să cânt cântec pentru Aurora. Pe versurile mele, o piesă pe care am scris-o în oglindă. Pentru că bărbații, oricât de mari ne-am dat noi, oricât de puternici am fi, n-avem întotdeauna curajul să ne cunoaștem că noi greșim. Și
una din forța importantă și puterea unui bărbat este să știe să stea și în genunchi și să-și ceară iertare. Acolo e puterea adevărată. Am cămașă diamant, o chitară fantezie, vă încânt cu poezie. Nemeritire! Toată rotunjimea asta cu nebunul i-a luat Adrian Păunescu. Da, păi nu, adevăratele. Păi eu tot așa am documentat. Acela era nebun de ambele, este nebun de acte. De tot. Imi, unul dintre cei mai fair play. Asta trebuie să pun la microfon.
Deci, Imi este unul dintre cei mai fair play colegi din folk. Pentru că am jucat fotbal, au plus. Da. Facem acea pauză despre care v-am vorbit. Dacă trebuie să vă retrageți pentru a vă pregăti pentru festival, e în regulă. După această pauză de țigară sau de ce doriți, de socializare, ne revedem și continuăm cu încă un program nu foarte lung, cât să aveți timp apoi să ajungeți să vă reîmprospătați și merichimele. Lista e scurtă, dar nu contează, este puțin, dar bun. Vă mulțumesc! Nu spun te iubesc, poate este târziu, nu spun te doresc, dar te caut pustiu. Omenescul strivit de coperți într-o carte, te mai simte firesc peste timpuri și moarte. Nu îți spun mai rămâi, dacă sună anos, dacă cerul în mine și-a găsit adăpost. Ce furtuna trece prin pieptul deschis și cade pe versul amorul proscris. Nu îți spun te iubesc, obligată să fii. Nu îți spun nici de ce, atunci când vei veni, îți voi spune atât. Te aștept de o clipă, ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Da, 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 ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Nu spun până unde iubirea ne duce, dacă acum ea ne doare sau ne urcă pe cruce. Nu spun te iubesc, doar așa fantezist, dar mă bucur că ești și prin tine exist. Nu spun te iubesc, obligată să fii. Nu spun nici de ce, atunci când vei veni, îți voi spune atât. Te aștept de o clipă, ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Da, 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 ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Da, 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 ca un înger din cer, ce-ar mai vrea o aripă. Strâns, cum dragoste de poezie e Dunărea ce noi a plâns. La noi cuvântul este tot o carte fără de sfârșit. Eternitatea poate în corn un cântec ce a înflorit. Eternitatea poate în corn
fantezia de a visa este citirea din citire ce luminează în ființa ta. La noi și durerea citește, cuvintele se schimbă în vin. Povestea care te iubește, karma înseamnă și destin. Povestea care te iubește, karma înseamnă și destin. Noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, noi suntem karma, o epopee. Aici la noi, numai la noi, Dumnezeu e femeie. Are un proiect cu copiii care cântă și pe care vrea neapărat să-i ducă într-o tabără folk în Grecia. Pentru copiii din diaspora. Dacă nu zic bine, te rog să mă completez. De fapt, copiii din țară care să meargă să cânte alături de cei din Grecia, copiii românilor din Grecia, să cânte și să se împrietenească, mai ales că, din păcate, și asta mi s-a spus și de la Madrid, unde suntem invitați de asemenea, copiii nu prea mai vorbesc limba română. Pentru că mai toată ziua sunt la școală sau singuri acasă, părinții vin seara de la serviciu și nu mai urmăresc ce se întâmplă. Iar ei, pentru că nu prea au legătură unii cu țara, s-au născut pe acolo sau au plecat de mici, nu prea mai știu ce înseamnă România. Și încercăm să facem cultură și așa. Până la urmă, România nu înseamnă neapărat numai muzică populară și ansamblul folcloric. Înseamnă și poezia cântată. Și poezia înseamnă mesaj, înseamnă să-ți cunoști țara când îți cunoști poeții. Și atunci încercăm să facem asta. Bineînțeles că Napoleon spunea așa, ca să facem un război, iar acesta ar fi un război cu incultura, îți trebuie trei lucruri. În primul rând bani, în al doilea rând bani, în al treilea rând bani. Știe el, Napoleon, ce știa. Noi încercăm pe toate căile. De ziua mea mi-am donat ziua. N-am ieșit la o cină romantică cu cei care au pus bani acolo. Nici n-am ieșit din tort. Dar mi-am donat ziua cântându-ne în privat celor care au dat niște bănuți. Am reușit apoi să facem și acel proiect pe Facebook, de acel eveniment de strângere de fonduri. Nu se poate din România. M-am chinuit o lună până am înțeles de ce. România nu este în lista țărilor care pot face acest lucru. Și a trebuit să rog pe cineva de afară, din Germania respectiv, să facă acest eveniment, să-l creeze special de acolo ca să putem face asta. Puteți dona foarte simplu, doar scriind numărul cardului, nu trebuie să mergeți la bancă. Eu am donat o dată pentru Adrian Berin, de prietenul nostru care a trecut prin ceva probleme, am donat din tren. Efectiv, scrii numărul cardului și da, noi am simplificat mai mult de atât lucrurile. Noi de la Calafat suntem ceva mai pragmatici, ca să zic așa. Prin urmare, noi am donat deja, dar avem aici o cutie, așa cum se făcea altă dată, la școală. Și dacă doriți, puteți, orice sumă este importantă. Cutia va sta până plec eu, adică dacă n-aveți la dumneavoastră bani, știți cum se spune, ce face românul când n-are bani? Schimbă 100 de euro, era o vorbă. Adică și mâine să... Când doriți. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Vă mulțumim. Din frumoase, dispar. Cu vreo 11 ani în urmă. Da, cu vreo 11 ani în urmă, da. Și ea era invitată să facă un reportaj, să filmeze din partea televiziunii române. Cum eu aflasem că este și poet, acolo fiind prezentă
ca om de televiziune, coborând, eu stăteam într-un colț pe, în foaier undeva și îi repetam, coborând grațioasă, cum o știți, cum o vedeți, o salut și spun, nu știu ce am zis, și am zis ceva de genul, am înțeles că dumneavoastră vă place să vă jucați cu cuvintele. Vă jucați cu poezia. Cu poezia sau, da, ceva de genul ăsta, la care... Ia așa, aruncându-mi peste omor, eu nu mă joc niciodată cu poezia. Poezia cum ai zis? E singurul lucru care nu mă joc. Poezia. Da, și a trecut mai departe. Bineînțeles că mi-am zis, las-o, frate, că... Adică, a trecut timpul, au trecut niște luni de zile și era în Constanța întâlnindu-se cu o altă prietenă de-a noastră, om de televiziune. Eu cântam, ele erau undeva la nivelul solului în cafenea, eu la demisol sau subsol, cum era un club unde cântam. Și ea m-a auzit. Când eu am făcut o pauză și am urcat un pic, prietena comună ne face cunoștință și Clara spune, chiar voiam să vă cunosc, pentru că mi-a plăcut ce am auzit, cum cântați. Și l-am făcut cunoștință și eu am spus, dar noi ne cunoaștem. Și a rămas așa. Bine, am eu darul ăsta de a face, i-am mai spus eu unei doamne primar odată într-o adunare foarte, foarte faină, foarte frumoasă și oficială și zice, domnule profesor, vreau să vă cunosc și să colaborăm. La care eu mă duc, dar ne cunoaștem, ne-am mai cunoscut odată. Vă dați seama că nu... N-am, eu de bucuria de a spune că am cunoscut oameni importanți. Și când i-am spus, a zis, cum ai zis, nici nu știu cu cine am vorbit atunci. Da, evident, nu. Mie mi s-a părut că noi raci avem o hipersensibilitate, o vulnerabilitate. De acord. Și mie mi s-a părut că tu ironizezi faptul că eu scriu poezie. Niciodată nu. Am înțeles că vă jucați și cu poezia. Și atunci, adică ieși la televiziune, filmezi, te mai joci și cu poezia, din când în când așa de. Și mie mi s-a părut că ignori tocmai faptul pe care eu îl am cel mai în serios. Și eu am fost arțăgoasă. Niciodată nu mă joc cu poezie, e singurul lucru cu care nu mă joc și am plecat. Da, și am rămas... Deși nu, ci că nu-i frumos să recunoști, eu sunt fan la fierbinți. Și știți vorba aia, băi, ești prost, băi, ești nebun. Am zis, ce am zis, frate, eu mă simțeam nevinovat. Dar zic, las-o, că oamenii de artă, de cultură, de sunt un pic... Dar m-am bucurat că ne-am cunoscut și am avut ocazia să-i spun. Și de atunci chiar suntem prieteni și nu de puține ori s-a dovedit am fi alături și am mă susține. Și moral, că toți mai avem probleme din astea, și cu poezia și uite... Cu ce a spus ea, pentru că n-a obligat-o nimeni, n-am plătit pe niciunul dintre ei să mă plătească. Și n-a spus-o doar aici pe dumneavoastră, a spus-o peste tot pe unde am fost împreună și m-a susținut la scenă deschisă. Și îți mulțumesc, Clara, și mă bucur că ești dintre noi. Îmi pare rău cumva că... Dar am să o cânt și diseară pe scenă și poate o să o audă și unii dintre colegii mei. Am să cânt un cântec pe versurile unui poet foarte în vogă la acest moment, Sorin Boclitaru, unui coleg de-al nostru, Adrian Bezna, pe care poezie el o tot recită în concertele lui. Nu o cântă, o recită. Au apărut și variante de cântec ale acestei poezii. Tocmai de-aia, la un moment dat, plăcându-mi și mie, și am văzut că au avut alții curaj să facă un cântec, zic, hai să fac și eu să nu stric cumva vraja poeziei. Fac o paranteză, de-aia nu am foarte multe cântece pe versurile lui Sorescu. Mie Sorescu plăcându-mi foarte mult, mi-a fost teama ani de zile să mă apropii de poezia lui, neavând curaj să compun o linie melodică care să nu se ridice la valoarea poeziei. Bun, mă întorc la această poezie. Tu n-ai habar, tu n-ai habar, tu n-ai habar cât de frumoasă ești, așa spune poezia. Și m-am jucat și eu un pic cu textul. Sper să nu fi făcut o greșeală și să fie de fapt un fiasco. Nu știu. Istoria viitoare ne va demonstra. Nici cum descrie, mirată ca un fum de păpădie, purtat prin cer de aripi îngerești. În palme să te prind, acum aș vrea, și să-ți suflu aer cald pe gene. Buzele să te măsor alene și
să te închid în ochii mei de tot. Tu n-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine nor de fluturi se desface și te iubesc ca-n vechile povești. Suntem împreună, că nu mă satur să aud cum sună sărutul tău lângă sărutul meu. Să te ador și în somnul tău de prun, să vină spiritul și să-ți slujească sânul stâng, o insulă să-ți crească și un ocean în care să mă arunc. N-ai habar cât de frumoasă ești, iar mie vorbele îmi sunt sărace. În mine nor de fluturi se desface și te iubesc ca-n vechile povești. N-ai habar cât de frumoasă ești, cât de frumoasă ești, cât de frumoasă ești. Am venit legat de Adela Păunescu fără să cânt piesa pentru care am fost chemat în cenaclul Flagăra. Da. A spus ceva Clara, povestesc și eu acum. Refrenul a fost scris după ce a ajuns la domnul Păunescu cântecul. Eu cântam cu primele versuri din Repetabila Povară. Cine are părinți, pe pământ nu gând. Dumnealui a compus un refren repede, l-a dictat doamnei Păunescu. Doamna Păunescu l-a dictat prin telefonul unei alte doamne, mama de la București, cum îi spunea o doamnă foarte apropiată familiei Păunescu și foarte apropiată și familiei mele, Andreea Terec, care mi l-a dictat mie prin telefon. Știți cum e, deci telefonul fără fir. A ajuns cu un cuvânt greșit. Chiar domnul Păunescu a spus la un moment dat într-un direct la Radio Reșița, am intrat și eu în direct și dumneavoastră chiar a spus că da, știu că a ajuns la tine precum legendele populare din gură în gură. Piesa a apărut așa pe compilația despre cenaclul Flacăra, compilație scoasă de Jurnalul Național, pe albumul 13, dacă nu mă înșel, sau nu știu, 9, 7, 13, nu contează, care m-a mirat când a spus la un moment dat, Andrei, punem piesa așa, dumnealui ține foarte mult la cuvinte să fie corect la text. Și există martori care nu vor declara niciodată pe albumul, a spus, e prea bună să nu o punem chiar și așa pe album. Și asta m-a bucurat. Și a apărut așa. Apoi eu am modificat, bineînțeles, pe album, este contată corect. Și piesa sună în felul următor. Ah, și mai am de povestit ceva. Aici voiam să ajung. La ultima noastră întâlnire, din păcate ultima, fără să știu că va fi ultima, cea de la Năvodari, că apoi dumnealui s-a stins în acea toamnă, la ședința tehnică spusese, vei cânta cele două piese despre părinți. Adică Telefon peste moarte și Scrisori către mama. Când m-a chemat pe scenă, se televiza la o televiziune națională, nu mai contează, că nu ne dă bani, deci nu facem reclamă, și timpii morți contau foarte mult. Și mă cheamă la scenă și spune, și acum Walter Nicolescu va cânta o piesă despre părinți. Eu n-am știut ce piesă trebuie să cânt. Și întrebam, mai, așa, puțin depărtat de microfon, care dintre ele? Dumnealui n-a auzit. Va cânta o piesă despre părinți. Care dintre ele? S-au pierdut niște timp. Când a auzit, a zis, Telefon peste moarte. Mie îmi trebuia acest capodas, îmi trebuia muzicuța. Eu le aveam undeva lăsate la picior, crezând că voi începe cu Scrisori către mama. Și atunci am început să caut, la care dumneavoastră, hai Walter! Bine, treci înapoi. Aceasta a fost prima intervenție la microfon în cea seară.
trec înapoi, probabil că și-a dat seama totuși că, na, așa îl cheamă pe un coleg, Claudiu Voi, din Alba Iulia. Îl cheamă pe acel coleg, Claudiu, treci tu, săracul, n-a mai ajuns la microfon, a făcut doi pași, treci tu înapoi. Andrei, vino și povestește tu ceva. L-a chemat pe Andrei, a povestit ceva, a cântat și când m-a chemat a doua oară, eram pregătit precum vânătorul cu pușca și cu plumb. Nu mai știu cine fusese înaintea mea și era microfonul cam așa. La ce credeți că am mai avut curaj să stau să ridic microfonul? M-am dus și am stat ceva de genul ăsta, nu știu cum ce, nu mai știu când. Și am cântat, da, mă rog. Bine, eu n-am mai apărut în direct când am cântat, pentru că Dan Diaconescu făcea baie de mulțime. Și toată lumea ne întreba, Elodia, Elodia, unde este Elodia? Și eu eram unul mic acolo în spate, care se vedea pe scenă, dar nu se auzea. Mă rog, s-a făcut dreptate că a apărut filmarea pe YouTube și mi-am salvat-o și eu când s-o am. Mă întorc la telefon peste moarte. Lumea numelor străine, mă simt și eu un străinez. Iau telefonul lângă mine și n-am ce număr să formez. Trăiesc fără speranță drama, că neamul meu acum e frânt. Mi-e dor de tata și de mama, dar nu au număr la mormânt. Mi-e dor de tata și de mama, dar nu au număr la mormânt. Cine are părinți pe pământ, nu-n gând, mai aude și-n somn ochii lumii plângând. Că am fost, că n-am fost, sau că suntem cu minți, astăzi îmbătrânim de dor de părinți. Cunoscut mă zbat, îi sun pe mama și pe tata, dar crucea sună ocupat. Au numere secrete parcă și aparatul n-are ton. Deodată aflu și presarcă, nici moartea n-are telefon. Deodată aflu și tresarcă, nici moartea n-are telefon. Pot să fiu omul bun, fiul plin de virtuți, tot n-am unde să-i sun pe părinții pierduți. După cât mi-e de dor și la cum i-am iubit, cred că numărul lor este plus infinit. Mi-e dor de voi, părinți din moarte, cu lacrimi bine vă cuvânt. Ați plecat departe și n-aveți roaming sub pământ. Formez un număr oarecare, întreb precipitat de voi, dar știu că mort e cel ce moare și nu mai vine înapoi. Dar știu că mort e cel ce moare și nu mai vine înapoi. Pot să fiu omul bun, fiul plin de virtuți, tot n-am unde să-i sun pe părinții pierduți. După cât mi-e de dor și la cum i-am iubit, cred că numărul lor este plus infinit. Thank you.
încoace. Vă chem și în visuri să vă ascult, dar iarba pe morminte tace. Cu număr desfințat de mult, și dacă o să ține minte, probabil când o fi să mor, am să vă caut în morminte pe un număr de interior. Am să vă caut în morminte pe un număr de interior. Cine are părinți pe pământ nu-n gând, mai aude și-n somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, sau că suntem cu minți. Astăzi îmbătrânim de dor de părinți. Cine are părinți pe pământ nu-n gând, mai aude și-n somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, sau că suntem cu minți. Astăzi îmbătrânim de dor de părinți. Astăzi îmbătrânim de dor de părinți. Astăzi îmbătrânim. Și de dorul tău nebun îmi fac inima un drum, să-mi alergi încet prin vene până în ochi îți cresc poeme. Dorul tău de dor dorință mi se mistă în ființă, ca o pasăre de zbor, dorul tău îmi este dor. La un moment dat, bună seara, Karma Fat. Karma Fat. Pentru că pentru unii dintre noi, Calafatul a devenit Karma Fat. Am cheie. Mi-aduc și un pat și așa. Bun, încheiem cu Nu-mi spune, o piesă de pe un prim album pe care nu l-am cu mine, dar piese care știu că este cel mai rezistat. Iluzia să-n zadar, redăm răsuflarea-n pripă și lasă-n speranța măcar. Nu-ntoarce privirea în taină, nu spune nădejdea într-un pas. În fie ce nasturi din haină, un fir de amintire a rămas. Nu-ntoarce privirea în taină, nu spune nădejdea într-un pas. În fie ce nasturi din haină, un fir de amintire a rămas. Ai fă-te comodă în fotoliu, întruntă-ți tendința spre nu. Renunță-te rog la orgoliu și cântă-mi din nou vulevu. Ai fă-te comodă în fotoliu, întruntă-ți tendința spre nu. Renunță-te rog la orgoliu și cântăm din nou, din nou, bulevu. Până ieri, cu mâinile, mâinile mele, cu noi și înzecite puteri, din buzele întoarse spre tine, soarbe-mi dorința din tâi. Hai vino ca e lângă mine, nu-mi spune că pleci, mai rămâi. Din buzele întoarse spre tine, soarbe-mi dorința din tâi. Hai vino ca e lângă mine, nu-mi spune că pleci, mai rămâi.
Hai fă-te comodă în fotoliu, frunte-ți tendința spre nu, renunță, te rog, la orgoliu. Și cântă din nou vuleu. Hai fă-te comodă în fotoliu, frunte-ți tendința spre nu, renunță, te rog, la orgoliu. Și cântă din nou, din nou. Renunță-te, rog, la orgoliu. Și cântă-mi din nou vuleu. Hai, fă-te comodă în fotoliu, înfruntă-ți tendința spre nu, renunță-te, rog, la orgoliu. Și cântă-mi din nou, din nou vuleu. Și cântă-mi din nou. Vă mulțumesc că ați rezistat până acum. Mulțumesc lui Horatiu că îl transmite. Vă mulțumesc poeților că sunt alături de noi de fiecare dată. Acest tânăr face niște lucruri deosebite. Albume de artă care înseamnă chiar altă. Din nou, mulțumesc, Clara. Ne vedem mai târziu.